Este firesc ca după naștere proaspăta mămică să rămână cu câteva kilograme în plus și cu o burtică mai puțin fermă. Însă nu vă îngrijorați. Situația poate fi reglementată cu ajutorul unor exerciții fizice și cu o nutriție sănătoasă. În plus, gimnastica postnatală sau cea realizată imediat după naștere reprezintă o metodă eficientă de refacere a corpului după ce ai născut. La cât timp după ce naștem ne recomand să recurgem la acest tip de exerciții? Dacă nașterea este naturală, se poate începe un program sportiv după 3-4 săptămâni. Dacă naștem prin cezarian, după ce facem un consult medical, în 3-4 luni. Ce tipuri de exerciții ne recomanzi? Exerciții pentru tonifierea întregului corp, de întărirea zonei lombare, pentru a diminua sau a dispărea durerea de spate. Și exerciții pentru tonusul brațelor, feselor, coapselor și abdomenului. Iată câteva serii de exerciții pe care le poți realiza singură acasă. Cu siguranță îți vor fi de mare ajutor pentru a-ți recăpăta șoldurile, fesele și abdomenul de altă dată. Înainte de a începe, nu uitați că cea mai importantă parte a antrenamentului este încălzirea. Apoi, așează-te la nivelul solului. Stai pe partea dreaptă cu picioarele îndoite și lipite. Ridică piciorul stâng în așa fel încât să fie paralel cu podeaua. Ține genunchiul flexat și stai așa câteva secunde. Revino la start. Execută încă 3 seturi a câte 10 exerciții și schimbă partea. Din poziția culcat pe spate, ridică umerii de la sol și întinde brațele deasupra genunchilor îndoiți ușor. Apoi, reia exercițiul din poziția culcat. Stai pe mâini și genunchiul drept cu piciorul stâng întins. Ține labele picioarelor întinse în așa fel încât vârfurile să atingă podeaua. Ridică piciorul stâng cât mai sus, minimum un unghi de 90 de grade cu solul. Stai așa câteva secunde și revino la poziția de start. Încă 10 exerciții și schimbă piciorul. În funcție de tipul de organism, de metoda de antrenament și regimul alimentar sau alimentația sănătoasă pe care o avem, după 3-4 săptămâni putem vedea primele rezultate. De câte ori pe săptămână trebuie să le reluăm? Aceste exerciții care le-am prezentat sunt niște exerciții ușoare, le putem face de 3-4 ori pe săptămână. Andreea Dinu este pasionată de sport încă din adolescență. În urmă cu un an de zile a devenit mămică. De la cele 54 de kilograme pe care le avea până să rămână însărcinată, a ajuns să cântărească cu 18 kilograme mai mult. Însă proporțiile acumulate în această perioadă nu i-au dat prea mari bătăi de cap. Și asta pentru că sportul și mișcarea zilnică au ajutat-o în acest caz. În scurt timp, după naștere, a revenit rapid și surprinzător la greutatea sa inițială. După 4 luni am ajuns la forma inițială, la greutatea care o aveam înainte de a rămâne însărcinată. Cu ajutorul acestor tipuri de exerciții? Da. Și exerciții cardio. Câte ori pe săptămână l-ai repetat? 3, 4, 5 ori, în funcție de timpul care îl aveam la dispoziție. Dar minim de 3 ori. Cu siguranță că exercițiile fizice după sarcină nu vor fi ușor de realizat, însă acestea pot face minuni pentru starea generală de sănătate și energia de care are nevoie o mamă pentru îngrijirea bebelușului.